Da, deci acesta este rândul pentru achiziționarea de bilete. Ne-a pus aici să ne odihnim. Totuși aș vrea să vă arăt cum arată arganul. Cineva are parte de un masaj gratuit. Și este o stradă așa, cu magazine mai occidentale, mai de lux. Iar aici am înțeles că se poate servi un cuscus foarte, foarte, foarte bun. Bună dimineața din Marrakech din nou. Trecem printr-o piață, nu știu cum se numește precis, dar suntem în drum spre Jardin Majorel. Și uitați cum se prepară mâncarea în spatele meu. Nu o să vreau să filmez pentru că sunt destul de sensibil persoanele. Era drăguț, știi. Da? Uite aici fructe și legume. Dar nu ne aduce așa puțin aminte de piața din Zanzibar. Sau chiar și din Asia. Ce papaya bune am văzut. Uite ce frumos, se vând toate la coș am văzut. Fructele. Și sunt o grămadă de taxiuri aici. Și ghiciți ce brand sunt majoritatea taxiurilor. Toate sunt Dacia. Cred că 96% sunt Dacia. Dacia Logan, Dacia Logi. Fabric, uite ce se face mire. Foarte drăguț, foarte drăguț. Am ajuns la grădinile Majorel, dar uitați rândul. Și mi se pare că oamenii și deja au bilet, că îi văd cu biletul în mână. Deci ăsta e rândul ca să intri, nu ca să îți iei bilet. De repede merge, dar rândul este interminabil. Uitați. Continuă. S-a pus și mama la rând. Nu știu. Să întrebăm dacă rândul e pentru a cumpăra bilet sau pentru a intra. Că dacă e pentru a cumpăra bilet, trebuie să cumpărăm online. Da, deci acesta este rândul pentru achiziționarea de bilete. Și dacă vreți să le cumpărați online, trebuie neapărat cu o zi înainte, cu minim 24 de ore înainte. Așa că vă recomand să le luați online cu o zi înainte, sau să veniți aici la prima oră. Nu ca noi, am încercat, dar nu am reușit să venim mai devreme. Dar merge destul de repede coada, să spunem. Am stat foarte, foarte mult la rând și vreau să vă arăt prețurile pentru vizitatorii internaționali. 120 și am văzut că dacă ești student, cu un ISIC card, plătești doar 60. Deci țineți minte, dacă sunteți studenți, cu ISIC-ul plătiți jumătate de bilet. Haideți să mergem! Ok. Și aici am ajuns într-un mic bazin cu niște pești frumoși, colorați. Păi da, clar, carpas, nu trebuie. Nu știu cum se spune în română, carpas, dar sunt foarte mai. Poate sunt crapi. Ce ne povestești, mama? Ți-ai făcut temele? Ce ne povestești despre grădinile? Majorel a fost un pictor francez care a venit în Marrakech și i-a plăcut foarte mult. Mă place și mie de altfel. Și mie, așa. Și a căutat aici ca să-și ia o casă, și ia un teren de fapt, și după aia și-a construit o casă cu o culoare care a creat-o el, un albastru cobalt foarte frumos. Vorbim de fix de acest teren, nu? Da, acest teren l-a cumpărat. Și a plantat foarte mulți, foarte multă vegetație, cactus, o să plante, vedeți aici, foarte multe plante. Am înțeles că sunt aduse de pe cele 5 continente, deci n-a pierdut niciuna. Da. Și ce să vă mai spun? Albastru ăsta îi poartă numele, am înțeles. Albastru de Majorel, care este un albastru foarte intens, un albastru cobalt. Și el și-a pictat, el a creat cumva această culoare și a pictat casa și apoi și grădina. Și am înțeles că intenția lui a fost să deschidă, după ce a pictat grădina, să deschidă publicului larg, să poată și lumea să vadă. Da, asta foarte interesant vadă, și foarte frumos, da, altfel, ca să poată să viziteze toată lumea ceea ce a creat el, chiar foarte mi se pare frumos. Foarte frumos. Și după aia a luat Yves Saint Laurent. Cu un de prieten. Ce a cumpărat? De ce a cumpărat? A cumpărat pentru că el a murit și a rămas în paragină și a vrut, cred că erau și prieteni, după câte am înțeles eu, și n-a vrut să rămână în paragină toată opera lui Majorel. Și a cumpărat și acum am înțeles că toate fondurile m-au făcut cu bere un fel de muzeu, Yves Saint Laurent, care e foarte interesant, nu știu dacă apucăm să-l vedem azi, dar sigur merită. Și e o fundație care toți banii se duc la fundația lui Yves Saint Laurent, vor să ajute băștenașii de aici, cum ar veni. Foarte frumos. Și eu cred că se merită să veniți, că e chiar foarte interesant. Și am mai citit că Yves Saint Laurent cu Pierre Berger, când au văzut locul, s-au îndrăgostit și an după ce au cumpărat, ei au rămas chiar aici.
iar când a murit Yves Saint Laurent în 2008, cenușile au fost aruncate aici în... Wow! Da, știam da, asta. Era de așteptat, pentru că locul e foarte frumos și mă gândesc că erau amândoi îndrăgostiți și Majorel și Yves Saint Laurent de locul ăsta. Da, e ca o oază în tot Marrakeșul, pentru că dacă veniți în Marrakeș și totul pare mai construcțiile una lângă alta, uscat, totul uscat, aglomerat da. Și de fapt asta au și vrut să facă ca o oază și a lăsat toată lumea să vină să poată odihni, să vină acum mai cu bani, dar e pentru o cauză dreaptă totuși, fundație, nu? Foarte frumos, mulțumim, mama. Da, eu am mulțumit frumos. Am pupat. Dar eu am o întrebare foarte tare pentru voi. Ce vă place oare mai mult? Și vă rog să răspundeți în secțiunea de comentarii. Vă place albastru de Voroneț sau albastru de Majorel? Am ieșit de la Le Jardin Majorel și este o stradă așa cu magazine mai occidentale, mai de lux, mai ne-am uitat la o cupă de înghețată și era 25 de dirham, care înseamnă 2,50 euro cupa. Mai scumpă decât în Italia, unde e mama gelato. Adică mare grijă cu pe strada asta, că sigur sunt multe turiști trept. Nu? Sau nu, poate mâncarea bună, dar noi nu o să știm pentru că nu... O să încercăm. Pentru că nu este foame. Vă recomandăm de fiecare dată să nu mergeți la restaurantele care sunt fix lângă... Acolo, care sunt fix lângă obiectivele turistice. Și mi-am adus aminte de ieri că am întrebat aici cât costă o plimbare cu caleașca și ne-a spus că o să coste cam 200 de dirham, 20 de euro o oră. Da, pentru ai 3 persoane. Era. Și lăsase la 150. Sub 150 nu a vrut să lase. Care deci 15 euro. Ieftine, te spune aici că în Sevilla e foarte scump. Cred că ori 50 ora, ori 100 de euro oră. Așa e. Da. Probabil depinde de perioadă. E fain, te duce cumva la cam la toate obiectivele faine de aici. Păi sincer, cred că azi am putea să mergem cu o treabă din asta. Un pic mai târziu, hai să un pic mai târziu, repede, da. Când nu e soarele așa de puternic. Oricum, jumătate de obiective sau trei sfături le-am văzut deja, așa că unde ne mai ducem? La piscină! Nu? Da. Ce piață interesantă! Haine, chestii, trestii. Uitați, acum vorbește cu fetele locale din acesta și a spus că ne duce la bar, la Berber Shop, o locație care nu este plină de turiști, este pentru localnici și este locul în care toți meșteșugarii ajung aici și își expun toate produsele la vânzare. Chiar suntem foarte, foarte bucuroși că l-am întâlnit și deși eram în primele zile puțin cam speriați așa de faptul că ne-au întâmpinat cu mesaje de genul acest drum este închis, haideți că vă duc eu, toată lumea încearcă să vândă ceva, dar domnul ăsta este incredibil. Iar aici am înțeles că se poate servi un cuscus foarte, foarte, foarte bun. Și avem și o mică tărăsucă. This is upstairs. It's here where they doing in summertime they doing ceremony. When they have some celebration, ceremony, it's in this place. Ce drăguț. Ce drăguț. Ne-a pus aici să ne odihnim. Uite ăla ce mișto. Și să împăturește foarte. Very good. Salam aleikum. This is cactus. E mai tropical. Color... E mai brotec. The color you like not it is not that green. Am plecat de la magazinul cu covoare. De la domnul Berber. Și ne-am ales noi cu unul. Am luat și noi un covor. Am luat un covor și o covertură de spal. Ne-au plăcut foarte mult, erau deosebit, într-adevăr. Și am negociat și Și cred că a durat o oră. Deci să veniți cu răbdare dacă aveți de gând să cumpărați ceva un pic mai scump. Noi ne-am cumpărat ceva din... păr de miel, da. De asta, de lână. Da. Deci sunt diferite tipuri de
covoare, de cactus, de de cămilă și de miel. Ideea este că cele mai scumpe sunt cele de cămilă, după aia vine cactusul și după aia mielul. Eu am rămas impresionat de faptul că cele care sunt de cactus nu ard. Da, nu ard. Sunt, da. Și cele din păr de cămilă sunt impermeabile. Da, nu ne-au plăcut foarte mult, niște modele deosebite, ne-am luat ceva. Ei deja erau pregătiți pentru turiști, să știți că le împachetează, le strâng foarte bine. Au un întreg show, nu e un fel de spectacol, e o experiență, trebuie. Dacă vreți să-ți iei o venire adevărată aici, un covor, eu cred că este un covor care foarte frumos, e făcut de primunții Atlas. Foarte interesant faptul că covoarele sunt făcute de femei, iar coverturile acelea de pat sunt făcute de bărbați. Da, nu am știut. Da, foarte interesant și chestia asta. Da. Și ne-am ales un covor, cât am dat? Am plătit 75 de euro. Pe acel covor. Pe un covor. Dar l-ai filmat? Ăla cel portocaliu care l-ați văzut la început. Știu că la un moment dat am filmat foarte mult. Poate o să vi-l și arătăm. Da, cel portocaliu. Poate și pe Instagram când o să facem un unboxing. L-am împachetat foarte frumos și l-am pus în rucsac. Da, foarte frumos. Ne-a plăcut mult. Am negociat mai întâi, cred că ne-a cerut mult mai mult. Au cerut vreo 3.000. Nu, 3.000 adică pentru 300. alea de cămilă. Alea de cămilă porneau prețurile de la 3.600, 3.500 de dirham, adică 35 de euro. Cred că asta ne-a cerut vreo 200 de euro. Asta, cam așa, 2.500. Am negociat la 75, coverturile am luat cu 40. Mi se și pare... a și sunat pe fratele său ca să-i dea cumva... Să-i dea acordul, da. Acordul, pentru că era un preț destul de mic. Cred eu, nu știu. Am de moment ce a sunat și mă gândesc că am făcut o afacere bună. Sper să nu fi fost o vrăjeală, dar nu cred. Nu cred. Omul era destul de fain și a spus că, băi, cumpărați, nu cumpărați, rămânem prieteni, nu e nicio problemă. Nu a făcut push-up, nu ne-a... Și suntem siguri că nu a fost ceva 100% comercial. Thank you. Pentru că ei nu stau mereu aici. Mi s-a spus că sunt ei o asociație și ei se mută, sunt nomazi. Și măcar nu aveau o pagină, un profil, nimic. Cred că e doar un fel de mini pișniță reală, să spun. Da. Negustorie. Un fel de negustorie. Dacă mergeți în centru, toți au card de vizită. Toți au card de vizită. Adică o să vi-l ofere, să-l găsiți pe Instagram. Adică... Nici nu cred că o spus adevărul 100%, dar nici nu cred că era doar pe a face bani, cum este în centru, de exemplu. Da. Ce să mai spunem? Suntem la un restaurant, hai să mergem afară. Care să... și el are covoare din astea. Bună, mama! Bună! Hai să vă arăt restaurantul, dacă tot. Unde suntem? Suntem într-o zonă destul de departe de centru, dar tot în area asta a Medinei, dar chiar dacă sunt câteva mașini pe aici. Și uitați cum arată restaurantul. O să vă arăt și numele pe Google Maps, pentru că nu este nimic cunoscut, TripAdvisor sau... Și acolo în spate este bucătăria. Ne bucurăm acum de un suc, ia să le iau pe saloanele, că arată mai bine, mai plin. Și ne-au dus un și ceva de fructe. Degustare. Da, hai să vă arăt și prețurile. Sucul este foarte bun, este, ne-a și zis că este fără zahăr, fără adaugă de zahăr, fără gheață, fără nimic. Foarte bun. De exemplu, va mai... V-am mai spus eu că trebuie să tăiați un 0 ca să schimbați în euro. Așa, de exemplu, salatele marocane, alea de aperitiv sunt 2 euro. Uite, supa harira este 1,50 euro. Tu ne-ai spus pâine caldă? Este caldă, da. Și acolo ce gust. Hai să cred că e o salată marocană, ceva, un appetizer. Un food blog. Ne-a adus un aperitiv. Un aperitiv, da. Cred că e ca o zacuscă, așa pare. Cu măsline. Ar trebui și noi să începem să gătim, să punem măsline în mâncare. Noi ce nu punem măsline în tocănițe? Ei pun, da. Da, și România se pune cu măsline, da? În tocănițe? Și la pilaf. În prune, da, am mâncat și noi. Cum e? Foarte bine. Iute? Nu, caută tocănița. Da. Continui să vă arăt prețurile. Tajin, de exemplu, tajinul este de cel de legume 3,50 euro, de pui este 5, de vită este 6, cam așa. Noi am luat cuscus pentru că astăzi este vineri și am înțeles că astăzi se mănâncă cuscus. Și chiar dacă nu este pe meniu, ne-a spus că da, are și o să ne servească, de-abia așteptăm, sunt foarte curioasă să vedem mie cuscusul marocan. Noi îi facem acasă, dar n-am mâncat niciodată în oraș. Continuăm cu prețurile. Chiar luat pe o premieră. Da, uite, ne-am luat și niște broșeti, bruschet, nu, cum se numesc? Da, broceta în spaniolă, cum se spun? Broșet. Niște frigărui. Așa, bine. Am luat și frigărui.
4,50 €. Ce mai au aici? Au crepes. Uite, sucul a fost 2 €, adică undeva la 10 lei. Au și ceai. Și ăsta e tot meniul. Da, un meniu simplu, corect. Prețurile mi se par ok. Da. Și foarte bun sucul. Vedem mâncare acum să fie. Pâine, e bestială. Stați un pic. V-am promis că vă arăt și locația pe Google Maps, pentru că nu are un nume foarte cunoscut, nu este top în TripAdvisor, dar ne-am oprit pentru că ne-a plăcut foarte mult mama. Cred că mama a fost cu ideea de a descoperi locația. Arată foarte frumos. Hai să vă arăt și aici. Uite, se numește Mohtar Resto Inu. Ia să, așa. Sper că se focalizează. Și are puține review-uri, nu știu, 5 review-uri, 7 review-uri de câte... Nu știu, nu prea focalizează camera. Acum e bine, e bine. Da? Da. Și are review foarte bune. Aici câteva poze cu mâncarea, dar v-am arătat deja locația. Este foarte drăguță. Salata pe care am mâncat-o acum. Ne-a spus că a făcut-o mama lui și este una dintre cele mai bune din Maroc. Maroc. Foarte bună. Are și pisicuță. Bună. Da. Chiar e bun. Și mi-a spus că merge la toate. Și cu pește, și cu carne de pui, și de vită. Foarte bun. Să sfârâi mâncarea noastră, pentru că acolo e mâncarea noastră aproape gata. Deci foarte, foarte interesant, a venit și ne-a servit cu cuscus și i-a spus în felul următor. Băie, dacă o să mai vreți, deși noi am comandat mai multe lucruri, dacă o să mai vreți mai multe chestii, pentru că de obicei cuscusul este pentru întreagă familie, vă aduc și restul. Dacă nu e nicio problemă. Noi am comandat, și... comandat acele frigărui, dar ne-a spus că dacă o să aștept un pic să-mi spuneți dacă mai vreți frigărui sau nu, pentru că cu siguranță o să vă ajung. Și ce am mai întrebat? Ne-am mai întrebat despre covoarele de pe perete. Da. Da, ne-a spus că covoarele astea sunt undeva la 100 de euro pe bucată și a luat 10 bucăți deodată. Deci cred că noi n-am făcut o afacere rea. Ne gândeam noi, oare am făcut o afacere bună sau nu? Cred că am făcut o afacere bună. Bine, bineînțeles, ăsta e al material, mi se pare că ăsta e cu din cămilă. Cred că din cămilă, da, clar, mai scump. Dar eu cred că n-am făcut o afacere rea, mai ales dacă punem banii noștri undeva, am dat 300 și ceva de lei pe un covor destul de mare și noi îmi place foarte mult. Și o să vedeți unde o să punem peste 1 sau 2 ani. Peste câțiva ani, da. Hello. How are you? Fine. You are welcome. Big day. This is Ferber Pharmacy. So today I want to explain more thing very important in my country. Because okay. This story in Morocco is first citizen living here in Morocco is Berber. Berber the North Morocco we call this Rif. Berber the middle we call this Shlouh. And Berber the South Sahara. So Morocco is combination. Amazigh original habitation here living. After 600 years Arabish. Come here, staying in Morocco. So, this is Berber Pharmacy. This is my sister, Lubna. Nice to meet you. She's working here in my shop. We are work here one day in the month, no more. Because Berber forever exchange the plates. For present, this is goods. Example, we have tea, we have spices, we have argan oil, salt, zafran, sandalwood, medicament, everything. Example, this one is Moroccan tea. Moroccan tea, we have 3 kinds for Moroccan tea. Moroccan tea, the Heights Atlas. This very bitter for indigestion. Mm-hmm. Indigestion. It's like mint? Mint tea. Mint tea hospitality. If you enter the people is Morocco or immigration my home or my shop, what do you bring for the first time? Moroccan tea. Berber tradition. Second one is kinds is Moroccan king tea. Moroccan king tea. Is royal tea, the best tea. Example, Berber tea with flowers, with viscous, carcodin for improves the blood circulation. Moroccan chamomile, pepper, lobby, ginseng, fiagra, golo golo, this is fiagra, stars anise, and green tea, and finally aqla, this royal tea, royal tea. Totuși aș vrea să vă arăt cum arată arganul. Ia uitați aici. Semințele, fructul arganul. Și pe unde iese toată treaba asta. Totul se face manual aici. Vedeți? Din piatră. Foarte fain. Și niște ulei. Și acum le-am pregătit acolo. Mix black seed with crystal calyptus. Yes. بس
Canal Gel. Está vendo, Jirmeu? Eu. I will die. Good sweet. Cum e, Andrei? Te-ai desfundat? Da. Al treci. Mamă. Good. Everything is good. Now drink and say. Excuse me, miss. I can cry now. Okay. Okay. No, wow. But look. Trage bine. Wow. Second wave. Oh my god. Simt peste tot prin gură. Ok. Cred că e cel mai bun mentosan ăsta, nu? Nu pot să-l beau. Aerul e atât de mentolat încât... Eu m-am desfundat tot, efectiv. Trebuie doar să-l miroși încât... Dacă știam, meneam aici din prima zi, Andra. Cred că îmi trecea toată răceala. Oh, super. So. Stai, te-am umplit spate. Am revenit la supa de legume și uitați ce bine arată. Și mi-am desfundat nasul complet. Ia să gustați un pic. De cald ăsta. De cald, da. Păi ne-a servit acolo cu ceai și ne-a arătat. Nu mirosiți, doar înghițiți un pic. Câte un pic. A venit și pudările noastre care sunt foarte fierbinți cu o sălățică. Și a venit un mix. Cred că avem pui și vită. Arată foarte fain. Cineva are parte de un masaj gratuit. Îi dăm și spatele acum, dacă... Da? Am făcut puțin shopping la prietenul nostru cu... alimentele? Uleiul de argan. Am văzut că știa și el să vândă destul de bine. Da. Am luat niște cristale de eucalipt. Da. Pe mine m-a convins, mi-a desfundat testa nasul. Mi-a pus un pic foarte puțin în ceai. Ați văzut și... Gata. Un cristal, a pus o, da, o bucățică mică. Și am luat 3 grame. Cam scump, credem noi. Nu știu dacă a fost un preț bun sau nu, dar am plătit... cât am plătit? 4, nu, am luat 40 de dirham pentru 4 grame. A fost ok. Ce am mai luat? Am mai luat niște coajă de... 6 grame, că ne-au făcut... Așa, 6 grame, da, corect, a făcut el discount 2 grame. Și am mai luat niște coajă de lemn. Sandwood. Sandwood, da. Ala era 10 acela... gramul, dar ne-a lăsat mai ieșit. Ne-a lăsat la 60. Da. Deci 60 cu 40 și am mai dat de 10 dirhami de 1 euro, ne-am mai pus o apă de trandafir. Și am lăsat lui acolo 10 euro. Nu-i puțin. Da, iar la masă, pe tot ceea ce am filmat și ați văzut, am plătit 170. Da. Cuscusul a fost 50 și am mâncat 3 persoane. Sucurile 20, da. Da, am mâncat foarte bine cu 17 euro, tot înseamnă 3 persoane. 80 de lei? Mm-hmm. Jur de? 80-90. Da. Și acum mergem către cazare. Către cazare să ne odihnim puțin. Un pic, doar un a pic. Fost o zi plină pentru și... Pentru că de seară... Frumoasă, aș putea spune. Chiar a fost o zi în care ne-am simțit, da, ca oamenii de aici, ca localnici. Am cunoscut multă lume, am vorbit cu foarte mulți oameni. Am intrat în cultura lor, da, am negociat cu ei, am intrat în casa lor, ni s-au oferit ceai, am cumpărat de la ei, am mâncat de la ei, cu ei. Da. Și da, ne îndreptăm înapoi spre Riad. Trebuie să vedem ce facem de seară. Sper să... planurile să se... să avem grijă. Da, să totul meargă conform planului. Suntem pe terasa Riadului nostru. Andrei este undeva pe acolo, face niște poziții. Acolo luăm noi cina aseară. Și aici este una dintre cele două piscine pe care le are Riadul. Uitați, e micuț, dar e foarte drăguț, foarte fain. Și uitați aici, cactus. Foarte fain, îmi place foarte mult acolo, lumea doarme, stă, se relaxează. Am făcut și noi niște pozici pentru Instagram aici la piscină. Din păcate nu ne putem bucura mai mult de piscină pentru că am fost plecați și azi și ieri. Și mâine plecăm deja. Cred că ca să profiți la maxim de o cazare de genul ăsta trebuie măcar o zi să o păstrezi pentru a te relaxa. Sau să le combini foarte bine să mergi ziua la piscină și seara să te plimbi prin oraș sau să vizitezi. Da, merită să păstrați un pic de timp pentru a vă relaxa. Și am ajuns la spa, unde vom petrece aproape 2 ore. Să vedem ce găsim aici. Wow, ce frumos e. Foarte, foarte fain. Gata, am plecat la Riad. După experiența hamam completă, a fost foarte, foarte interesantă. Dacă sunteți curioși, mai întâi ne-a frecat. Thank you so much. Am luat și un suc de papaya între timp. Vă povestesc că dacă e bun. Portocale cu papaya. Ia gust, Andrei.
foarte bun, mm-hmm. natural. Interesant. Continui cu povestea. Deci de la acest chioșc cu dulciuri și sucuri. Da, mai întâi ne-a plecat cu resturile alea, dacă țineți minte, am văzut noi un pic mai devreme, resturile alea care rămâneau de la argan, de la pasta care se face de argan pentru a mânca, rămâne ca un fel de săpun. E bine, ne-a frecat foarte bine cu aia și după aia, da, într-o cameră care este, arată ca o baie turcească, ca o saună, cu apă fierbinte și mixa apă fierbinte cu acest săpun și iar apoi ne-a exfoliat cu o mănușă exfoliată foarte puternic. Nu știu, la tine la fel a fost foarte, foarte, foarte insistent. Până s-a dus toată pielea. Da, eu am crezut că s-a dus toată pielea. Iar apoi a urmat masajul. Cred că toată experiența a durat undeva la 2 ore. A fost destul de mult, chiar am adormit la sfârșit. Mi-era foarte somn, mă simțeam foarte relaxată. Mi-a plăcut foarte mult, iar acum, după experiența asta, am plecat către... Am plecat către centru, mergem în piață să vedem ce se întâmplă acolo, că am înțeles că seara este complet altă poveste. Și ne-am oprit aici ca să bem și noi un suc și să ne bucurăm de seara, ultima noastră seară aici, în Marrakech. Aici este o tarabă în care se servește doar oaie. Da, ne-a spus de la taraba de lângă, ne-a spus că aici sunt 3 specialități în această piață, în piața Gemna. Prima din ele este, asta este cap de capră și cu alte organe, cu creier, pane. Vedem doar locanești care mănâncă acum. Iar avem pește undeva unde se servește pește și mai este, ce mai sunt? Mai sunt tot fel de carne la grătar, ne-a spus domnul de la Traba de aici. Bateria primă este aceeași peste tot. Deci depinde unde vă place mai mult, puteți mânca. Noi am mâncat deja, dar foarte încercăm și noi ceva. Foarte, foarte faină atmosfera pieței, este plină de oameni, dar ne simțim bine, simțim în siguranță. Oamenii chiar sunt zâmbăreți. Da, oamenii sunt zâmbăreți, nu trag de noi, ne-au lăsat să filmăm. Cred că am venit cumva cu... Un mindset greșit. Da, cu mindset greșit, da. Dar noi suntem aici ca să vă spunem să nu veniți și voi așa ca noi, cum ne-au spus alții să venim, să fim pregătiți, să aveți grijă. Oamenii sunt foarte zâmbăreți, dacă zâmbiți și voi, oamenii sunt zâmbăreți. Într-adevăr, trebuie să aveți grijă cu anumite lucruri, dar o să fie bine dacă aveți un vibe bun. Găsiți și capul de baie, care am înțeles că este o specialitate aici. Foarte interesant. Iar am întrebat pe cineva, pe un seller, de ce sunt aceleași prețuri peste tot. Da. Și mi s-a spus că sunt fixate de către guvern. Da. Pentru că dacă ar pune cineva mai ieftin, ar veni toată lumea la rest și ar fi mereu, mereu ocupați. Servim un pahar de vin marocan. Și de aici se încheie vlogul de astăzi, dar mâine este o nouă zi, nu-i așa? Așa este. Așa că ne vedem în următorul vlog.